Da, mă, prezentă. Bună ziua, înainte de a intra în subiectul propriu-zis al conferinței de presă, și anume să vă informez în legătură cu deciziile delegației permanente, aș vrea ca în numele Partidului Național Liberal, tuturor membrilor săi, să transmit un mesaj de solidaritate cu cei care astăzi au protestat și protestează împotriva celui mai rău guvern din istoria României, cel puțin după 1990, dacă nu din toată istoria României. Astăzi am văzut cum disperarea oamenilor, indiferent că sunt sau nu sindicaliști, indiferent că sunt sau nu bugetari, capătă forme din ce în ce mai hotărâte. Este regretabil că s-a ajuns la momente de violență și cred că măcar la 12-lea ceas, cei care guvernează, în fond pe o bază parlamentară ilegitimă și cu încrederea a sub 10% dintre locuitorii acestei țări, ar trebui să înțeleagă că niciun guvern nu poate să rămân la putere doar pentru că este susținut de președinte, doar pentru că este susținut de o majoritate parlamentară precară și din punct de vedere aritmetic, din punct de vedere moral. Cred că domnul Emil Boc, în primul rând, care este, orice s-ar zice, oficial primul ministru al României, ar trebui să gândească și în calitate de om politic, și în calitate de jurist, se gândească foarte clar la demisie, la o posibilitate prin care să putem avea un guvern care să răspundă așteptărilor și disperării atâtor românilor. Sigur că pentru unii astăzi nu au fost foarte mulți oameni în stradă, sau atât de mulți cât și-ar fi dorit sau ar fi așteptat unii. Numai că domnul Boc trebuie să știe și știm cu toții că în spatele acestei părți văzute există o nemulțumire crescândă și care este a celor mai mulți copleșitori de mulți dintre români. De toate categoriile sociale, de toate profesiile, de toate condițiile materiale și de toate vârstele. În ceea ce privește delegația permanentă a Partidului Național Liberal, ea a avut astăzi de dezbătut și de adoptat două teme majore. Programul politic, programul de guvernare al Partidului Național Liberal, pe de o parte, cabinetul alternativ sau guvernul din umbră, cum mai spun dumneavoastră, pe care, conform mandatului primit, l-am prezentat astăzi și l-am supus dezbaterii și adoptării delegației permanente. A fost o dezbatere nu doar de durată, ci o dezbatere de calitate. Și nu spun acest lucru formal sau ca să îmi laud partidul. Întotdeauna în momentele importante, în momentele de confruntare pe teme reale, importante, majore, din punct de vedere politic, fie că a fost vorba de congrese, de delegații permanente sau de astfel de momente cu miză mare, Partidul Național Liberal a dovedit consistență, a dovedit ținută și a dovedit, într-o măsură indiscutabilă, caracterul său democratic. A fost o dezbatere vastă și destul de dificilă, nu doar în legătură cu subiectul mai delicat, să spunem, al cabinetului alternativ, dar și în legătură cu programul. Pentru că Partidul Național Liberal este un partid care a avut mereu o culoare ideologică sau doctrinară, care a avut și are principii, care a avut și are valori, care a avut și are nuanțe. Și dacă până la urmă dezbaterea pe subiectul programului de guvernare s-a sfârșit cu un vot în unanimitate, asta nu înseamnă că n-au existat discuții serioase, discuții de conținut, discuții de principii. Până la urmă, programul care este intitulat Statul Liberal, în mod foarte direct, și subintitulat A doua modernizare a României, a fost adoptat, cum vă spuneam, în unanimitate de voturi și el va face, sper, obiectul dezbaterii publice în perioada care urmează. Împreună cu acest program politic, de astăzi Partidul Național Liberal are și un cabinet alternativ, un guvern alternativ, o ofertă pe
face în premieră cetățenilor români. Este prima oară când oficial, nu la nivel de zvon sau de ipoteze, există un astfel de guvern. Și acest guvern este acela pe care ni l-am făcut cunoscut cu câteva zile în urmă, cel pe care l-am propus astăzi și l-am susținut în fața delegației permanente. El a pricinit discuții intense, discuții contradictorii, care toate au fost pe deplin democratice și, evident, pe deplin civilizate. S-a soldat un vot. Conform acestui vot, cabinetul a fost investit și devine, în acest moment, guvernul oficial, alternativ, din umbră, Partidului Național Liberal, din 134 de membri ai delegației permanente prezenți, pentru au votat 90, împotrivă 38, abțineri 6. Am făcut acest lucru și de data asta vorbesc în numele Partidului Național Liberal, exprimat azi prin forul său cel mai înalt între congrese și anume delegația permanentă. Am făcut acest lucru pentru a răspunde nevoii de alternativă. Alternativa noastră există acum, este concretă, este oficială și este clară. Și într-un program de guvernare și într-o echipă de guvernare. Am făcut-o pentru că în deruta generală, în disperarea din societatea românească, trebuia să transmitem un mesaj foarte clar. Există alternativă la ce se întâmplă azi, există oameni capabili să-și asume guvernarea, există oameni care au curajul să iasă înainte de a fi în situația de a alcătui un guvern și să spună, da, în numele Partidului Național Liberal, noi vom fi cei care vom guverna, dacă ne dați votul dumneavoastră, o conjunctură politică favorabilă ne aduce la guvernare. Este, cum spuneam, o premieră, pentru că niciun alt partid, din motive ușor de înțeles, nu a avut curajul să facă acest lucru până acum. Motivele nu sunt cele pe care mi le-a explicat domnul președinte Ion Iliescu, președinte de onoare și fondator nu doar al Partidului Social Democrat, ci și al statului asistențial și clientelar în România. Și anume că nu avem un sistem cu două partide politice. Motivele sunt bine cunoscute, și anume opțiunea politicienilor, a tuturor politicienilor până astăzi, a tuturor partidelor, de a lua votul oamenilor pe idei, pe programe în cel mai bun caz, pe lideri carismatici, și de a alcătui apoi echipele guvernamentale, de cele mai multe ori, în raport cu criteriile de interes din interiorul partidului respectiv. Premiera constă în faptul că am construit și am oficializat azi această alternativă pe care o punem înaintea compatrioților noștri, preocupați și având, în primul rând, criterii care țin de societate. Și prin asta am bucurie să spun că Partidul Național Liberal face un pas important, foarte important, pe calea schimbării modului de a face politică în România, mentalității de a face politică în România și se arată un partid, așa cum spuneam și din moțiunea cu care am candidat la Congresul din 2010, președinția partidului, se arată un partid deschis. Un partid deschis către societate, un partid în serviciul societății, un partid care să facă politică nu pentru el însuși și cadrele sale, ci prin el și prin oamenii care îl încarnează pentru întreaga societate. Sigur că s-a discutat îndelung și principiul unui guvern din umbră, s-a discutat îndelung cu argumente într-o parte și în alta, oportunitatea în acest moment, riscurile pe care le prezintă un asemenea cabinet și desigur că s-a discutat foarte mult și foarte intens despre componența, structura, dar mai ales componența acestui cabinet. Faptul că acest guvern, care e un guvern politic, cuprinde, nefiind mai puțin politic, dar cuprinde și patru independenți, patru tehnocrați, la finanță, la justiție, la sănătate și la agricultură, nu a trecut atât de ușor fără confruntare și fără dezbatere cu Partidul Național Liberal. El este un guvern politic, însă subliniez acest lucru, pentru că îi cuprind președintele Partidului Național Liberal,
că 4 vicepreședinți ai Partidului Național Liberal, 7 membri din 11 ai Partidului Național Liberal și mai ales pentru că în ansamblul său acest program, acest cabinet este asumat de un partid politic și are un program politic, care program de guvernare care este programul Partidului Național Liberal. Sigur că s-a discutat despre semnificațiile unui asemenea gest, despre consecințele sale, despre o persoană sau altă. Rezultatul este acesta și din acest moment, acest guvern alternativ, acest guvern pregătit al Partidului Național Liberal se va manifesta ca atar. Se va manifesta ca ofertă alternativă, se va manifesta cu membrii săi ca purtători de mesaj și de imagine alături de ceilalți, evident, consacrați ai Partidului Național Liberal și apelul meu sau speranța mea în ceea ce privește cooperarea cu mass media este ca mass media să îi expună pe acești oameni, să dialogueze cu ei, pentru că acesta a fost scopul pentru care un guvern din urmă s-a constituit. Ca lumea să vadă, să compare și în cele din urmă să aleagă.